și sunt director de proiect al proiectului Academiei Ideilor în cadrul Asociației Obștești Institutul Ideea și de asemenea o prezint pe colega mea, Dana Muntean, care este coordonatorul de promovare și de relații cu publicul în cadrul proiectului Academiei Ideilor 2. Respectiv, dacă să spunem despre Asociația Obștească Institutul Idei, atunci putem să spunem că este un ONG destul de tânăr, fapt pentru care și am organizat această conferință de presă. Respectiv, scopul Academiei Ideilor 2 al proiectului reprezintă o reuniune a 30 de tineri activi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani. Nu contează care este facultatea, însă ne axăm mai mult pe domeniul economic, care timp de 8 luni, în perioada octombrie-mai, vor discuta în cadrul unui club de dezbateri, de discuții și generare de idei, module de tematice socioeconomice. Respectiv, Academia Ideilor, la moment, va demara de asemenea și în orașul Bălți, adică avem o filială acolo și aceasta va presupune participarea 30 de tineri activi din Bălți cu susținerea ONG-ului Pro Business Nord. Astfel, pe viitor, începând cu 1 octombrie, demarăm proiectul în ambele orașe și sperăm ca să obținem rezultate destul de fructuoase. Scopul proiectului Academiei Ideilor 2 reprezintă anume creșterea unor tineri activi și de asemenea unor viitori specialiști în domeniul socioeconomic, care respectiv vor genera idei și după posibilități vor implementa ideile sale pe viitor, după ce se va termina proiectul. Cum suntem în căutare de membri noi, entuziasmați și inovativi, și anume în Academia Ideilor 2 așteptăm să aplice tinerii până la vârsta de 26 de ani. Atenționăm că deadline-ul este vinerea aceasta, 16 septembrie, orele 17. Este ca timp de 8 luni să identificăm cel puțin 8 probleme din domeniul socioeconomic în Republica Moldova și să le găsim o soluție pe care să o putem implementa. Dacă nu de unii singuri, atunci să avem un anumit suport pentru implementare. Respectiv, tinerii au posibilitatea ca să se manifeste ca specialiști în domeniu și, de asemenea, să-și implementeze ideile.